TR-85-800 este a treia generație de tank de luptă proiectat pentru Forțele Armate ale României. Bazat pe TR-77-580, tancul TR-85-800 a fost dezvoltat din 1978 până în 1985 și produs din 1986 până în 1990. Un program de modernizare a fost inițiat în martie 1994 pentru a actualiza tancurile TR-85-800 la standardele NATO. Rezultatul a fost tancul principal de luptă TR-85M1, în prezent cel mai modern tank în serviciu cu forțele terestre române. Deși o dezvoltare ulterioară a T-55, TR-85-800 folosește un powerback bloc T, similar cu cel folosit în Leopard 1, bazat pe un motor diesel V8 german de 830 cai putere, cu turelă îmbunătățită, un sistem de control al focului ciclop, proiectat local cu senzor de vânt încrucișat, telemetru laser și viziune nocturnă. Noi proiectile BM412SG APFSDST de 100 mm și o suspensie complet proiectată cu 6 roți de drum pe fiecare parte, protejată de fuste laterale metalice, greutatea de luptă este de 50 de tone. Tancul a participat la Revoluția Română din 1989. Lungimea totală cu țeavă este de 9 m și 96 de cm. Lățimea este de 3435 de mm, iar înălțimea este de 3 m și 10 cm. Echipajul este format din patru oameni, comandant, șofer, tun și încărcător. Blindajul tancului sau armura este la turelă de 580 de mm de RHAE, iar la corp, adică la șasiu, o armură compozită din 200 de mm, uneori 260. Armamentul este un tun de 100 de mm A308 cu 41 de runde. Armamentul secundar este o mitralieră coaxială PKT de 762 mm, 4505 de runde și o mitralieră antiaeriană DSK AA de 12,7 mm cu 750 de runde. Puterea inițială este de 17,2 cai per tonă. Viteza maximă este de 60 de km pe oră. Plafonul de luptă este de 400 de km. Transmisia este THM 5008 hidromecanic, 4 viteze, 2 trepte de viteză. Suspensia este bara de torsiune cu 8 amortizoare telescopice hidrogaz. Predecesorul tancului este TR-580.